Salut, Nadane! Bună seara, bună seara, mă bucur mult de tot și mulțumesc pentru invitație. Să rămână, doamnă. Să creșteți mare. Salut, salut, salut. N-am mai fost de ceva vreme, au trecut ani, dar uite că sunt cu voi aici și e bine. Oricum am venit să vă transmit foarte multă sănătate, pace în primul rând, pentru că avem nevoie de treaba asta. Din 2020 știm cu toții că s-a cam schimbat situația așa pe planeta Pământ. A început cu pandemie, s-a terminat pandemie, anul trecut război, continuă. Sunt zvonuri că și că se pune de nou masca, se ia curentul, dar o să rămânem fără apă caldă. Voi vă dați seama să facem baie în doi cu mască pentru întuneric? Când au anunțat că se ia lumina, primul meu gând, știți unde s-a dus? Către bombardieri. Da, mie îmi plac foarte mult bombardieri. Bombardierul român are stil. M-am gândit la ei ăștia de un an de zile să badă cât pe TikTok. Ați văzut doar pe TikTok cum apar ei să moară familia mea dacă nu vă fac, vin cu 2848 de veri. Au șeful lor, ăla mare, care joacă bingo pe el. 24, 63, 39, nu e vreme de război. Într-o ediție a apărut cu ochiul vânăt. Eu am impresia că i-a sărit vreo bilă în ochi, ceva s-a întâmplat acolo, nu știu. Nu mai vreau, pur și simplu m-am gândit la ei, de ce? Pentru că bombardierul în România are stil. E iubitor de artă, e iubitor de frumos. Ați văzut acum tatuajele, nu mai au tot felul de porcării, platoșe sau, eu știu, solți pe ei, dragon, capete moarte, nu. Acum sunt iubitori de natură liberă, de păsări. Ați văzut cum au acum uliu, de exemplu, pasăre de pradă. Îi reprezintă. Am văzut bombardieri cu vulturi. Da, vulturi. Cu aripile întinse și vulturi pe o cracă. Să odihnea că să zboare și vulturul ăla. Am văzut bombardieri, pasărea Phoenix pe spate. Pasărea Phoenix. Era în flăcări. Pârjolise tot, mai avea fir de păr pe el. Am un prieten care este artist. Într-un salon de tatu. A venit un bombardier mai pe opulență, așa. El a spus că vrea ceva inedit. Să-i facă pasărea spin. I-a zis ăsta, băi, e un pic am complicat nimic, vreau pasărea spin. Până la urmă nu s-a înțeles cu el. Și a făcut pasărea spin. Un afiș cu Richard Chamberlain și toată distribuția. Ăsta i-a zis în felul următor. Ăsta i-a zis în felul următor, ce e asta? Scuză-mă, am uitat să spun că e film. Nu, e bombardierul, e altceva. Și să știți că bombardierii sunt unii sensibili. Îi știți pe aia care au rândunică pe pulpă? Rândunică pe mână, rândunică aici pe gât. Dă stă exact aici sub bărbie, cum stă rândunica sub strașina casei. Ăla e bombardier cu suflet. Bombardierul ăla, după ce te bate, te lasă să-l mângâi. Mi-mi plac bombardierii. Și ați văzut că ei sunt iubitori de fashion. Bombardierul are o borsetă, ați văzut? Am aflat ce au în borseta aia. Au grăunțe ca să dea la păsările alea să nu plece după ei. Haideți să vă spun un lucru, sunt tata a trei băieți. Doi dintre ei chiar sunt apți pentru armată. Anul trecut, știm cu toții că aici autoritățile noastre au făcut anunțul că vor face încorporări. Păi să-mi iei băieții în armată? La război? Nu. Păi am băiat de 19 ani, desă că e la război, mai bine mă duc eu. Că eu am făcut armată în 1989, eu știu ce înseamnă. Pentru că eu am luptat în 1989, să aveți voi cola, să aveți Valentine's Day, să aveți ai umor. Nu vreau să plece la război nimeni. Și au anunțat că vor lua tineri de 18, 20 și 25 de ani. De 18, 20, 25 de ani? Păi de unde iei pe ăștia? De la barbershop. Că sunt toți la pensa și la unghiuțe. Unde să iei? Asta și m-am gândit. Unde le pune cascheta de război? Cascheta. Că n-are unde să le pună. Că toți au freză Johnny Bravo. Le stă cascheta aici. În loc de arbă, le dăm fixativ. Păi la un moment dat o să se întrebe și inamicul. Cu cine vă bătesc? Nu știu, domne, cu coafații ăștia, habar n-am. Adică nu aș vrea să fie armată, să ducă în armată. Vă rog să mă credeți, când a început, efectiv când a început, copiii noștri se pregăteau pentru bacalaureat. Am venit acasă, fiul meu de 19 ani învăța cu colegii lui doi câte doi. Se pregăteau la noi în casă pentru că știau din ce le da. Le dădea din FIFA și din GTA. Știu sigur. Da, și le-am și zis, băi copii, nu este de glumă. Voi ați văzut anunțul? Că începe războiul, voi am militari.
Unul mai mucalist ce mi-a zis, zice, așa vrei și ce? Nu facem online? Zic, bă, băie, stați așa, cum adică mă să faceți online? Păi ce, n-au Wi-Fi? Zic, n-au mă Wi-Fi, n-au Wi-Fi, au altă rețea acolo. Ce rețea au? Nu veți mai fi. Bă, sunteți nebuni, nu e de joacă. Noi de pace avem de voie. N-ar trebui să existe război, rachete. Până la urmă, haideți să vă spun un lucru. Dacă e de belea, păi plec eu. Că ăștia au anunțat autoritățile că ar lua 18, 20, 25, dar s-ar duce până în 65. Păi ce face? Îl ia pe tataia din par de lângă nepot? Tataie, hai. Hai, lasă copilul, hai că-ți dă magheu. Gentuța aia ce e? Plus că tai. Las-o, că oricum te pe tine. Hai, vino cu aia. Nu vreau treaba asta să se întâmple. Prefer să plec eu, păi eu am făcut armata, v-am spus, în 1989 și eram bine. Eram legat, uite așa eram. Aveam, să zic, vreo 30 de kilograme carcasă în viu. Cam așa eram. Că la un moment dat mi-a zis tata, bă băiatul, pune mâna și mănâncă, că nu găsesc ăștia ținută pentru tine și te vopsesc în verde pe tine. Ești nebun la cap. Am plecat în 89, nu la orice armă, la infanterie. Tată, infanterie. Aveam 30 de kilograme când au pus aia tot echipamentul de infanterist pe mine. Vă rog să mă credeți. Veston, manta, raniță, gamel, lopățică, agheu. Mai aveau să-mi dea furculițe, față de masă și două pahare. Păi au pus 100 de kilograme pe 30. Mă lăsasem un pic de genunchi, știi? Și a venit comandantul și a zis în felul următor. Companie, drept, un pas înainte. Păi și eu unde să mă duc? Unde să mă duc? Când m-am uitat în pământ, eu intrase cu bocancii cam până pe la șireturi, așa. Că a venit comandantul la mine și mi-a spus în felul următor. Soldat, ești idiot? Ce poziție ocupi în cadrul plutonului? Permite să raportez. Țăruș fix toarși, comandant, că... Unde să mă duc? Dați-mi și mie o țeavă din aia cu cornete și luați agheul ăsta, să fiu și eu mai mobil. Vă rog frumos. Cine a făcut armată? Deci vă apăr doar eu. Așa, dar fiți atenți. Deci, în companie dormeam 100 de soldați în paturi suprapuse. Practic dormeam într-un miros ambiental. Da, se numea chic. Șosete, izmene și chiloți. Așa era, așa era ambient. Bun. Și eram uniți. Vreau să vă spun, lângă mine dormea prietenul meu, bun și inteligent. Ăsta așa cum caută teroriști. Că noi atunci am luptat după teroriști, așa cum caută teroriști. Era un pic, era istez rău de tot, că a venit la mine și mi-a zis, bă, bine, nu merge arma. De ce, mă? Păi nu știu, bă, nu intră sectorul. Sectorul intră așa, nu intră așa. Și i-am zis, bă, prostule, l-ai pus invers. Spune și tu cu gloanțele spre ei, nu cu gloanțele spre noi. Ne batem între noi, ești idiot. Dar v-am zis, eram uniți. Și dacă aș fi să plec, Doamne ferește, și nu vreau să plec și nu vreau să plece nimeni, dacă ar fi să fie ceva, sincer, mai bine mă duc eu. Mă duc eu, de ce să ducă tineretul sau copii sau să nu se ducă nimeni. Cu toate că, avem armată. Într-adevăr, ați văzut și voi că în armata noastră, de exemplu, pleacă avionul, decolează, cade. Pleacă altul, după el, cade și el. Eu cred că inamicul ar spune în felul următor. Eu zic pe ăștia să-i lăsăm în pace, eu cred că au lupta lor. Las, nu. Dar, Doamne ferește, nu vreau. Și atunci am spus în felul următor. Dacă o fi să plec, să plec cu băieții mei. De ce? Pentru că eram uniți. Și aveam un comandant. Mă, comandantul ăsta, eu n-am să-l uit niciodată. Avea o privire războinică. Mă, nu știu cum să vă zic, avea vederea cum era secera și ciocan. Uite așa să uită. Și ăsta la un moment dat ne-a spus așa. Soldați, astăzi vom executa o misiune, ocuparea unui oraș. Drept! Privirea la mine! Mă! Voi vă dați seama să te uiți la un comandant care s-o uita așa? Soldați! Înainte! Bă, nene, dacă nu ne-am dus, unde am văzut cu ochi? Bineînțeles, cu ochii lui. Că după 10 minute a dat telefon după noi și a spus în felul următor. Unde sunteți, idioților? Permite să raportez. În orașe diferite, tovarăși comandant. Și cu asta, dragii mei, sunteți minunați. Eu am fost Dan Tuțu, vă am la inimă pe toți. Vă iubesc și mulțumesc frumos pentru invitație. Vă pup și tot respectul.